Grupul de companii Holcim România activează în zona producției de materiale de construcții performante, având ca obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului. Cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de activitate, Holcim pe piața din România a fost organizat evenimentul Zilele Porților Deschise pentru Comunitate la fabrica de ciment Holcim din Câmpul Lung. E un eveniment destul de important, cumva Holcim e de 25 de ani în România. Acum 25 de ani, fosta Folder Bank, actual Holcim, a achiziționat o fabrică în Turda și după aceea, ușor-ușor, a apărut pe firmament Câmpul Lungu, fabrica de la Alești, stațiile de betoane și alte business-uri care o să le vedeți în continuare. Localnicii au fost invitați timp de 3 zile să redescopere procesul de fabricare a cimentului. Într-o pilă din asta avem undeva 20.000 de tone de materii prime deja pregătite. 3 zile de funcționare, suntem asigurați pentru la full capacity, fără niciun fel de problemă, poate să ningă, poate să fie ceață în carieră, poate să fie iarnă, poate să fie vreme rea, vânt, noi suntem asigurați cu depozitul care l-avem aici. Cum funcționează? Construim o pilă și o consumăm pe asta. Vedeți că asta deja e la final, e aproape consumată. După aceea trecem și consumăm din asta și ne mutăm și construim altă pilă în partea asta de aici, care o vedeți aproape goală. Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principal vector responsabilitatea socială și față de mediu pentru comunități mai sustenabile. Noi avem foarte multe sisteme de monitorizare pe tot preheaterul ăsta care îl vedeți. Trebuie să înțelegeți că făina la 850 de grade e aproape că e lichidă. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă să se înfunde un ciclon, e foarte greu de desfundat după aceea. Riscuri pentru oameni, o grămadă de probleme pot apărea. Și atunci preferăm, dacă depresiunea la baza ciclonului ajunge aproape de zero, oprim instalația. Se oprește automat, de fapt. Se oprește alimentarea cu făină, se oprește combustibilul și acum sunt băieții pe cicloane și verifică unul dintre cicloane și unul de la bază de aici. Toate proiectele companiei lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil. În ultimii 6 ani, Holcim România a investit peste 7,5 milioane de euro în proiecte de responsabilitate socială în domeniile infrastructură, educație, sănătate și mediu la nivel național.